Bună ziua, doamnelor și domnilor! Acum ceva timp în urmă am făcut o postare despre Agaricus, ciuperca Domnului. Am aflat despre ea de la domnul dr. Cristian Bărbulescu, care are un canal de YouTube cu produse naturiste, produse alternative la cele de sinteză, care dau rezultate extraordinar de bune. Când am aflat prima dată de Agaricus, m-am documentat, cred că o săptămână, am studiat toate canalele, posibile și imposibile media, am ascultat părerile celor care au folosit această ciupercă și am fost mai mult decât încântată de rezultatele ei. De aceea m-am și hotărât atunci să fac acel videoclip despre Agaricus. Și bineînțeles, l-am achiziționat, pentru că așa cum știți, poate unii dintre dumneavoastră nu știți, băiatul meu face de foarte mulți ani dializă și deși dializa se spune că este extraordinar de bună pentru că elimină toxinele pe care rinichii nu-i mai prelucrează pentru că nu funcționează, ce să vezi, scoate și celulele bune, globulele roșii, calciu, așa că pe parcursul anilor starea de sănătate a persoanei dializabile este din ce în ce în ce mai proastă. Se distruge sistemul osos, se distrug venele, cade părul din cauza toxinelor, pielea capătă o culoare gri, cenușie, deoarece toxinele se localizează, bineînțeles, și în piele. Și ce să vezi, cu timpul, starea bolnavului devine atât de gravă, încât, așa ca fiul meu, acum 2 ani a ajuns în scaunul cu rotile, deoarece absolut toate articulațiile și sistemul osos este distrus pulbere. Pe lângă faptul că avea rinichii amândoi distruși, acum și sistemul osos era varză, durerile cumplite, astfel că anul trecut, în decembrie, a ajuns să primească morfină. Nu aș vrea să știți ce este în sufletul unui părinte când știe că trebuie să ia copilului morfină și că poate zilele lui sunt deja numărate. Așa că atunci când am auzit despre Agaricus, vă rog să mă credeți că m-am repezit cu tot sufletul și cu toată inima, l-am achiziționat. Și după ce am ascultat foarte bine disertația domnului Cristian Bărbulescu, chiar de mai multe ori de pe canalul lui de YouTube, am spus, m-am informat la sânge din toate mediile posibile. Așa că am avut încrederea că achiziționez un produs natural 100%. Și cum bine știți, produsele naturale atacă numai celulele maligne, nu și pe cele sănătoase. Iar acest lucru este extraordinar de bun, nu are contraindicații. Iar este un lucru extraordinar de bun, pentru că știți că am achiziționat tablete, vă aduceți aminte că am făcut un clip, trata o problemă, dar avea 24 de contraindicații, 24 de contraindicații la ce se mai comercializa acea tabletă, zeu, nu știu. În fine, trecând peste această problemă, vreau să vă spun că ceea ce vedeți pe masă sunt tablete de Agaricus. Acesta nu este un spot publicitar, este un lucru, un fapt real care mi s-a întâmplat nouă. Tratamentul, după descrierea domnului doctor, era de felul următor. Pentru persoanele care vor doar un tratament de întreținere, era o tabletă dimineața, o tabletă la prânz, o tabletă seara, cu 30 de minute înainte de masă. Pentru cele grave, 2, 2 și 2, iar pentru cele grave, 3 și așa mai departe, 3 și 3. Eu, ca o persoană care gândesc logic și sunt foarte informată, mi-am zis așa. O să-i dau tratamentul de întreținere, pentru că după 14 ani de dializă, rinichii sunt pulbere, de 2 ani sistemul osos este terminat, deci categoric
nu mă pot aștepta la o minune, așa că n-am să merg pe tratamentul acela. Și m-am apucat să-i dau tratamentul acesta de întreținere. Dar, ce să vezi, nu puteam să-i dau decât două, pentru că la ora prânzului pleca la dializă și nu puteam să-i dau tableta pentru că se dializa și oricum era prea devreme. Și ce să vedeți că din trei am ajuns la două tablete, una dimineața și una seara. Dar ce avea să se întâmple, mi-a întrecut orice imaginație și acum vă rog să mă credeți că mi-aduc aminte de momentul acela, mi se zbârlește părul pe mine, pentru că minunea într-adevăr s-a întâmplat. În 14 ani, vă rog să mă credeți, nu știu dacă noi am dormit o noapte cap-coadă, trezit din două în două ore, din trei în trei ore, scrâșnite, urlete de durere. Nu aș vrea să treceți prin ce am trecut noi în acești ani. Iar ultimii doi ani au fost catastrofali, dureri groaznice, cred că din jumate în jumate de oră mă sculam în cele mai crunte urletele ale fiului meu cu toate opioidele pe care le primea. Deci am ajuns să-i dau aceste tablete gândindu-mă să-i fac o întărire a organismului, mai ales cu nenorocirea asta de coronavirus. Și ce să vezi? După fiecare tabletă, băiatul meu simțea o căldură extraordinară în organism. Semn de energie. Primea energie, efectiv. La trei săptămâni, mă uit bine la el, cum stătea, a plecat în telefonul mobil și acolo, în porțiunea aia de sus, a capului unde a pierdut părul, pufuleț nou, ieșea păr nou. Wow! Am rămas tablou. Deci, se regenerează. Da, se regenerează, dar asta nu e tot, să vedeți ce a urmat. Stau și mă uit mai bine la el, chipul era luminat. Nu mai avea pielea aceea cenușie, mată, încărcată de toxine. Deci și toxinele începuseră să dispară din organism. A doua zi, a treia zi, a patra zi, observ un lucru extraordinar, pe care cei care sunt imobilizați la pat și în scaunul cu rotile știu foarte bine. Probleme cu stomacul, constipația, doar ce nu se mișcă musculatura, nu se mișcă nimic, grave. S-a rezolvat și această problemă. Incredibil! Una după alta vedeam lucrurile cum evoluează. Și ce să vezi? Într-o noapte a dormit cap coadă. Nu mi-a venit să cred. Eu mă trezeam din oră în oră și mă uitam la el să văd ce face. Mai respiră, nu mai respiră? Că era imposibil după atâția ani să doarmă cap coadă. A doua zi mi-a spus, mami, tu știi că pe mine nu mă mai dor articulațiile atât de tare. Nu mă mai dor articulațiile atât de tare. Doamne Dumnezeule, deja asta era un semn. Dar ce avea să urmeze, asta o să vă dea peste cap. Deci, pe tratament de întreținere nici măcar complet. Nu de 3, 1, 1. Eram în bucătărie, găteam și decât îl au țipând. Mami, mami, ce mă ustură, mă ustură, mă ustură, mă ustură. Am fugit că am crezut că s-a tăiat, s-a opărit. Doamne, iartă-mă, zic, ce s-a fi întâmplat? Când mă duc la el, de sub pătură scoate un șervețel cu câțiva stropi. Ce e asta, mami? Mami, am început să urinez. Doamne Dumnezeule, după 14 ani n-a funcționat niciodată. Ești, dumneavoastră, vă imaginați. 14 ani, amândoi distruși și numai cu un tratament de întreținere, nu un tratament agresiv cu 2, 3 tablete, 6 tablete pe zi, 9 tablete pe zi. Și a început să urineze. Și din acea zi a început să urineze din ce în ce în ce mai des. Nu mult. Și nu mă aștept la o minune că urinichii vor funcționa ca la 20 de ani. Dar asta este dovada cea mai bună.
că această ciupercă lucrează cu adevărat și are acel efect regenerator pe care domnul doctor l-a menționat de atâtea ori. Ori dumneavoastră vă dați seama că eu, de luna viitoare, îl voi achiziționa din nou și voi intra pe tratamentul mijlociu, acela cu 2, 2 și 2, dar 2-ul din mijloc nu este posibil, așa că va rămâne cel de dimineață și de seară. Și după spusele domnului doctor, dacă este asociat cu ulei ozonat de cânepe, rezultatele sunt fantastice. A povestit un caz despre un cetățean care avea foarte mulți bani și și-a permis să meargă la toți medicii celebri în tratarea cancerului din țară și din străinătate. Și când a ajuns în ultimul hal, după atâta chimioterapie, medicamente de sinteză, în cabinetul domnului doctor, analizele arătau că mai avea 3 săptămâni de trăit. Nici domnul doctor parcă nu mai avea încredere, de a zis să încercăm. Așa că a mers pe tratamentul acela cu 3-3-3, cu ulei ozonat de cânepă și ce să vedeți, peste 3 săptămâni pacientul nu a murit, avea canceros, au încetat durerile din oase și după 3 ani s-a ridicat în picioare, iar la 6 luni era vindecat. Doamnelor și domnilor, acum înțelegeți de ce sunt atât de mare fan și adept a tratamentelor și a terapiilor naturiste. Nu au contraindicații, sunt extraordinar de eficiente. Of, și când mă gândesc că minunea s-a produs, nu-mi vine să cred, o adevărată minune. După 14 ani de rinichi nefuncționali și un sistem osos distrus cu dureri crunte, au încetat durerile și rinichii, timid, au început să funcționeze. Dar au început să funcționeze. Credeți-mă, nici medicul curant al copilului a spus că logic este imposibil. Și totuși, logica a căzut în fața naturii. Wow! Cum v-am spus, ăsta nu este un spot publicitar, este un fapt real. Eu le-am achiziționat de la Dacia Plant, intrați pe internet, o să-l găsiți, e 43 de lei flaconul acesta cu 60 de tablete, dar există și cu 90 și cu 120 de tablete. Încercați-l, l-am încercat și n-am avut nimic de pierdut, pentru că minunea s-a produs cu adevărat. Mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc domnului Cristian Bărbulescu pentru că mi-a oferit această ocazie să cunosc această ciupercă minunată, ciuperca Domnului. Doamnelor și domnilor, vă doresc multă sănătate și numai minuni să se petreacă în viața dumneavoastră.